Un sediu de ONG populat cu lucrările a trei artiști de top. E vorba de Florin Bârză, Mihail Gavril și Ioan Oratie. Vă oferă ocazia să vedeți pe Simeze în seara asta o expoziție de înaltă ținută, îndrăznesc eu să o numesc. Lucrul ăsta se poate pentru că, așa cum am spus eu de mai multe ori, cum am spus azi, corect, sunt 100, să știți. Se poate pentru că eu sunt convins că arta și socialul trebuie să meargă mână-mână, iar acești trei distinși domni, trei prieteni între ei și sper și cu mine în viitor apropiat, mă ajută să arăt și celor care vor să vadă faptul că, într-adevăr, arta și socialul mulțumesc tuturor celor care ajută ca aceste idei frumoase să se transforme în fapte. E vorba de interviews, de Jurnalul Bucureștilor, de Top Business, de Vinarte, de Telco Communications. Deci, iată zona de business care vine și face liantul între artă și social, fără mari eforturi. Și de presa culturală. Și de presa culturală, dar fără de care nu se poate. E, toți oamenii ăștia, că e vorba de artiști, că e vorba de critici de artă, că e vorba de membrii ONG, că e vorba de prietenilor, de colaboratorilor, de familiile lor, toți ăștia, că e vorba de oameni din business, lucrează împreună și reușesc să facă lucruri frumoase. Și să știți că în astfel de ambiente se nasc idei extraordinar de frumoase, care datorită acestor tipuri, acestui tip de ambient, se transformă repede în fapte. Aș putea să vă spun ore în șir, dar v-am spus că sunt numai câteva minute. Oricum, încă o dată mulțumesc tuturor celor care sunt și care vor fi prezenți în expoziție. Ea ține până pe 28 februarie și vă dau din casă, cei trei artiști urmează să mai facă expoziții comune. Sper tot aici, Galerie Chris Art. Și probabil în viitorul foarte apropiat. Adică eu mă gândesc, acum și forțez un pic, martie aprilie, dar facem că nu ne-am prins. Mulțumesc, îi dau cuvântul... Roxana, da. Păsculescu, mulțumesc frumos, Roxana!